Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am găsit! Emisiunea de astăzi va vorbi, sau vom vorbi în emisiunea de astăzi, despre armonie. Cum să trăim în armonie este o afirmație acum, dar este și un mare semn de întrebare pentru foarte mulți dintre noi. Pentru că nu reușim să ne găsim armonia interioară pentru a trăi în armonie cu ceilalți. Invitatul meu de astăzi cred că ne va învăța sau ne va spune măcar câte ceva despre cum ar trebui să trăim în armonie și este un invitat mai special pentru că vine tocmai din India. Vreau să-i mulțumesc Mariei Doboș pentru că a intermediat această întâlnire și vreau să-l salut pe Swami Rakesh. Bine ai venit! Hello, welcome! Mai vreau să vă spun că alături este și Dan Codre, care m-a ajutat pe mine să înțeleg ce ne va spune Swami Rakesh, pentru că eu nu știu atât de bine limba engleză, iar Dan este un expert în domeniu. Îți mulțumesc pentru că ai venit! Nu sunt chiar expert, dar mulțumesc și eu pentru invitație și cu mare plăcere am venit. Okay. Să participăm. Swami Rakesh este prima dată în România, prima dată în Arad și aș vrea să te întreb care a fost impactul, cum te-ai simțit când ai ajuns în țara noastră și apoi în orășelul ăsta al nostru mic? I would like to ask you, how did you feel when you first arrived in Romania and how do you feel about our small town here? This energy is very connecting and very attractive because the all continent have a own beauty. Energia de aici e foarte pozitivă, e foarte atrăgător locul, tot continentul are o frumusețe specială. Moment I land there and then one person just host me, they don't know me. And they brought in his house and I live in there. So the people are so trusted, so trusting the social is that so if the social harmony will not there, then the people will not trust each other. Am fost primit foarte cald, oamenii care m-au primit nu mă cunosc foarte bine, m-au primit în casa lor. Energia este foarte pozitivă în jurul oamenilor de aici, așadar dacă oamenii n-ar fi atât de încrezători, atunci cred că nici ceea ce simt legat de locul ăsta n-ar fi atât de pozitiv. Ok. Swami Rakesh, de unde ești? Cu ce te ocupi? Ce faci? Yeah, the basic questions. Where do you come from? What do you do exactly? Tell us about. Actually, I'm come from the Rishikesh, India. Okay. And I'm the disciple of His Holiness Shri Satpalji Maharaj. Right from beginning, when I was the teenage, and because our tradition, India is the tradition, children taught by the parents the only two things. One, to inner quest, how to attend the God, how to find, to self-realize. And second, how to live in this earth plane with harmony. Da, deci, once again, tell us where do you come from? From Rishikesh. Vine din Rishikesh și este un discipol al unui mare maestru de acolo și încă de mic copil a învățat două lucruri încă din familie, de la părinții lui. Mai întâi să încerce să găsească o armonie cu planul acesta terestru și you said the first thing you learned from parents, I didn't caught that. The parents taught right from beginning to the children teach. Inner quest. De asemenea, părinții i-au insuflat încă de timpuriu să să fie într-o căutare perpetuă a interiorului său, a lucrurilor care sunt în sinea sa. And less interfere to live in this earth plane. Less interfere to be harmony. Și să interfereze cât mai puțin cu lumea pământească, să fie în armonie cu lumea pământească. Foarte interesant. Deci, am putea să ne găsim armonia interioară, având totuși o conexiune și cu lumea în care trăim. Very interesting. Could we find our inner peace being in the same time connected to the world around us?
the world you have to live in the very subjective way, not in objective. So trebuie să trăiești într-un mod foarte subiectiv, nu unul obiectiv. So surrounding the circumstances, situation happening, it's not our control. We can control our emotion. Nu putem controla lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, în schimb putem să ne controlăm propriile noastre emoții. So if I control our emotion and try to be calm all the time in all situation, all happening, and then the whole beings is radiate the one electromagnetic waves, and that will be spread in atmosphere and heal the people, cure the people, and also they provoke to be in harmony. Dacă reușim să ne controlăm emoțiile, trăirile, atunci la rândul nostru vom crea ca un fel de câmp electromagnetic în jurul nostru, care în primul rând îi va vindeca pe cei care sunt în jurul nostru și le va insufla și lor armonia aceasta pe care o degajăm prin starea asta. Despre emoții și despre ce ne pot face ele, în sensul nasol al cuvântului rău, dacă vrei, am mai vorbit, dar sunt curioasă să-mi spună Swami Rakesh, cum vede el emoțiile, de unde vin, cum se nasc emoțiile negative care ne fac rău și care ne pot chiar îmbolnăvi, cum reușim să scăpăm de ele și să ne încărcăm cu emoțiile alea pozitive care, uite, cu cât ești mai pozitiv și ai o emoție mai pozitivă, cu atât și cei din jurul tău se simt mai bine. Deci, prin emoțiile noastre, cele bune, cred că influențăm și restul lumii. We talked in this show about emotions earlier, but I would like to know from you, what do you think? How can we leave to side the negative emotions, and how can we bring in first place the positive emotions, and how can we influence people around us with our inner emotions? The soul innate nature is the Sachitanand. It means ever new joy, ever bliss, ever exist, and ever intelligence, the soul nature. Natura sufletului e de mai multe feluri. Ever exist, ever bliss, and ever intelligence. Ești o binecuvântare, inteligență în același timp. Deci sunt mai multe naturi ale sufletului. So, if you connect with yourself, then the soul nature automatically spread within. When you connect within, then express without. Dacă te conectezi cu sufletul tău interior, atunci automat el este răspândit și în afară. Cum te conectezi? How do you connect with your inner soul? That's why we need yoga. De asta avem nevoie de yoga. Yoga means union with yourself. Uniunea cu tine, cu sinele tău. Union with the God, even the union with the object. But the object also have own energy. Uniune cu divinitatea, dar în același timp și uniune cu obiectele din jur și obiectele au energie. So yoga teach you to how to deal, how to attribute, how to respect the surrounding because surrounding is just bliss, is just God expressing through us. You said so nice, let me translate that. Exact asta ne învață yoga, să trăim în armonie cu tot ceea ce ne înconjoară, pentru că, de fapt, asta e o binecuvântare. Divinitatea ne dă binecuvântarea asta și prin asta ne conectăm la tot ce ne înconjoară. So, the yoga teaches to connect ourself, connect to the person, things, plants, nature, and then when you will connect with the yourself, then you will become oneness with yourself. Yoga ne învață să ne conectăm cu interiorul nostru, cu sinele nostru, să ne conectăm cu lucrurile din jur și când vom reuși să facem lucrul acesta, atunci practic vom fi în unitate cu tot ceea ce ne înconjoară. Vom face parte din universul care ne înconjoară. Despre yoga s-a tot vorbit
Și am înțeles la un moment dat că sunt mai multe tipuri de yoga care se practică. Vreau să-l întreb pe Swami Rakesh dacă poate să ne povestească puțin despre aceste tipuri de yoga, dacă există diferențe între ele și el pe care a ales-o și în funcție de ce anume. People talk a lot about yoga, and we also know that there are different types of yoga. Could you tell us about those types and what are the differences between them? Actually, the yoga, basically, there are three types of the yoga. De fapt, în bază, la bază, sunt trei tipuri de yoga. And if you see the human psychology, because I already told you before, ki yoga means to attend, attune, to connect. Deci dacă ne uităm la psihologia umană, yoga înseamnă de fapt încercarea de a te conecta. So if we want to connect with the things, then our psyche acts. And in human psychology, you can divide it only three way. We have the three temperamental. Let me translate it. Dacă vrei să te conectezi cu lucrurile, atunci astea vor avea un impact asupra psihicului tău. Și există trei tipuri. Three temperamental we have. Psyche divided in the three temperamental. Will temperamental, feeling temperamental and knowing temperamental. Există temperamentul bazat pe voință, temperament, tell me the other two. The willing, feeling and knowing. Temperament bazat pe cunoaștere și temperament bazat pe pipăit, feeling, pe da, oarecum, pe cunoaștere prin atingere, cum ar veni. So, yoga, if you translate in the psychic way, our human psyche, then there is first is a Jnana Yoga, yoga of wisdom, and Bhakti Yoga is a devotion yoga, and Raj Yoga, the royal science of yoga. So, tell me the names once again. The Raj Yoga, Royal Science of Yoga. Deci sunt trei tipuri, Raj Yoga. And Bhakti Yoga with the devotion. Bhakti Yoga, care ține de venerare. To perceive with the devotion, with the love. Care merge spre latura devoțiunii, pe latura conviction. And there is one, Jnana Yoga. Și mai este Jnana Yoga. Jnana Yoga. So, in Jnana Yoga, just it's an eternal quest. Jnana Yoga este o căutare. Eternal quest. O căutare perpetuă. To inquire, who am I? Pentru a-ți insufla cine ești. What is the mystery of nature? Care este misterul naturii? Who is a creator? Cine este creatorul? What almighty is, what conscious is, because care in este the conștiința? Veda se Veda is very the essence of Veda is a one immaculate self exist without second. Esența Veda este faptul că există o singură existență imaculată. Without second. Nu există ceva pe lângă, care e o singură existență care cuprinde. So only conscious exist. So inquire of eternal quest means it's a conscious exist. Only conscious exist. Conscious floating, the ocean of conscious. There is no particular. What do you mean by conscious? Conscious means just, I told you that Satchitananda ever exist, ever bliss, and ever intelligence. Da, filozofia spune că, de fapt, ever intelligence, există doar conștiință. Tu trebuie să fii conștient de tot ceea ce e în jur și în felul ăsta să cauți armonie. Dacă există numai conștiință, înseamnă că suntem toți cu Jnana Yoga, but the Bhakti Yoga to cultivate love for the God. So there is two objects, so me and my father. So I have to cultivate love for my father. So that's why the Jesus say, I and father are one. Bhakti Yoga te îndeamnă să cultivi sentimentul de iubire. Și dă un exemplu, de exemplu, sentimentul de iubire pentru un părinte.
So when you cultivate love for beloved, când cultiv iubirea pentru cineva, then object of love will be not there. Atunci obiectul iubirii se pierde. Because you and love her become one. Pentru că tu și cel pe care îl iubești deveniți unul singur. So that's why the Jesus. În felul ăsta. Saying that I and Father are one. Iisus a explicat. In the same way that filosofia creștină asta că eu și cu Tatăl sunt una. Sunt unul singur. In Vrindavan, in the devotee living with the Krishna, in the same ecstasy, same dance, with the just oneness with the Almighty. Și, același lucru ne spun și filozofiile indiene cu Krishna. Același lucru, că suntem de fapt una cu cel pe care îl iubim sau cu ceea ce iubim. This is Bhakti Yoga. And Bhakti Yoga. And Raj Yoga, there is a through the, in the Raj Yoga, many limbs of yoga. There are many limbs. So, Hatha Yoga, Karma Yoga. Sunt multe, la Raj Yoga sunt mai multe subdiviziuni, mai multe căi, cum ar veni. Lai Yoga, several type of the yoga. Sunt so, because there is action going on, willpower, they need action. So action. Pentru că acolo ne concentrăm pe acțiune. Acolo avem nevoie de puterea voinței pentru a întreprinde diferite acțiuni. Someone meditate through the scientific technique. So scientific technique. Sunt oameni care meditează prin metode so, științifice. Where there is action. Unde există acțiune? So the action will be work individually. Acțiune înseamnă de fapt muncă individuală. So you will see that now this day in acrylic yoga. This acrylic yoga is not mentioned in the our Indian text. But is there? Și să vedem acum yoga sacralic yoga, yoga sacralică, care de fapt nu este medicină în adevăratul sens al cuvântului. So meditation, science of yoga, is all kind of yoga is a merge in royal science of yoga. So actually the three mingling. The confluent, you will see, India is a very symbolical things. Even that there are three rivers in India. Cele trei tipuri de yoga, de fapt, merg împreună. Se merge foarte mult pe simboluri și face acum o comparație. Ar fi ca și trei râuri care la un moment dat ajung să se verse unul în celălalt. Ganga represent is a royal science of yoga. And Ganga reprezintă știința regilor. Yamuna represent the bhakti yoga, the how to cultivate the love for the god. Da, bhakti yoga e tipul de yoga care te învață cum să cultivi dragostea pentru divinitate. And Saraswati is representing the Gyan Yoga, how to in eternal quest. Și ajungem în sfârșit la ultimul tip. And the mingling of three of them, Gyan Yoga, that is called Prayagraj. Care vorbește despre căutarea eternă. Și atunci când le pui pe toate trei împreună. And you will see the India celebrating the Kumbh Mela, the big Kumbh Mela is there, you know. So and all celebrating because of that. Remember the people, to know the people, că yes, the three tendency, three way you can reach to the God. Deci există trei căi prin care poți să atingi divinitatea, dar de fapt toate sunt legate și toate interacționează între ele și practic nu le poți separa una de cealaltă. Vorbeam mai înainte despre meditație. Eu am mai spus-o la televizor și o spun și acum, am o problemă când e vorba de meditație. Cred că există o tehnică care te învață cum să meditezi, în așa fel încât să și reușești. Pentru că, din câte știu eu, o să traduci tu așa cum adaptezi tu, meditația înseamnă să ajungi să ai o liniște interioară. Mm-hmm. Adică, dar noi avem tot felul de gânduri parazite care nu ne dau pace. Yeah, we're talking about, you said about meditation and
she also tried meditation. And is it a special technique to be able to meditate? Because it's very hard to let loose all your thoughts. From time to time, you get disturbed by your thoughts. How can you find your inner peace to be able to meditate in the first place? The striving, and one day behold, one day you will attend the divinity. Înseamnă până la urmă tot încercare și explorare și într-o zi o să ajungi la rezultat, o să ajungi la divinitate, o să ajungi la rezultatul pe care ți-l dorești. So the if you start, if you are in the spiritual aspirant, then you have to be perseverance. Dacă dorești o experiență spirituală, atunci trebuie să fii perseverent. Keep on keeping on. Trebuie să continui să perseverezi, să perseverezi în perseverență. And then one day behold. So it's a getting some worldly things also is not easy. Meditation, you are connecting with your source. Și într-o zi o să reușești, la fel ca și orice lucru. La un moment dat, dacă perseverezi, o să reușești. Să meditezi înseamnă să intri în legătură cu tine. But I will give you clue. Da, o să vă dau un indiciu. See, the meditation generally the two way can meditate. Meditația în general sunt două principale. One is the meditation, object of meditation and meditator. Unul se referă la meditația în sine, obiectul meditației și cel care meditează. So one is the object of meditation. So the same time the object, like a holy person. Obiectul meditației, mă refer că toată poate să fie ca un obiect sau ca o persoană care simbolizează divinitatea. Like a image of the Jesus. Ca o imagine a lui Isus. And if you meditate in his personality, his image, then his personality is a cosmic image, no? Și dacă meditezi la personalitatea, la imaginea lui pământească, de fapt imaginea lui este o imagine cosmică. So that image help you to enter in ecstasy. Și așadar imaginea aceea te va ajuta să intri în această stare. So because Jesus in the cosmic archive, all sound, form and moment is preserved. Pentru că în cosmic archives, în universul cosmic, toate sunetele, totul este conservat, totul nu se schimbă, totul e constant. The form of the Jesus is there. Forma lui Isus este acolo. And when you start to meditate, that form appear before you. Și când o să încep să meditez, acea formă constantă, help you, va apărea to în fața uplift ta you. Și te va ajuta să te ridici spiritual. Uplift you. So and that energy. Energia aceea. Se bless you. Te va binecuvânta. So the object of meditation, așadar, obiectul meditației, is more easy to just to to focus in one object, and that object should be holy. La un singur obiect, și acel obiect va fi divin. Should be holy, and this should be great. Should be higher, not should be lower. Ar trebui să fie mai sus de spiritualitate. We can't meditate upon the pet and the dog. Nu putem să medităm la ceva care e sub ființa noastră, de exemplu, animăluțele de casă. Yes. So we can if you want to meditate, then we can meditate the higher one. Trebuie să medităm spre ceva care este deasupra noastră, spiritul. So the object, sometimes people are using a mantra, holy person. Sau ca obiect, unor oameni folosesc o mantră sau un sfânt. And if you don't have any object, și dacă nu ai and you are not acesta, believe our scripture not allowed to believe the any form, so better to absorb your prana, life force. Dacă nu ai niciunul dintre aceste obiecte care ar putea să te ghideze în meditație, atunci pur și simplu te concentrezi asupra energiei tale interioare, forței tale interioare. Foarte interesant. Very interesting. Apomeni la un moment dat de spiritualitate. Știu că
Swami Rakesh va sta în Arad aproximativ o lună, cam o lună. Va desfășura niște ateliere cu cei interesați și va vorbi acolo și despre știința spiritualității și despre ce este de fapt spiritualitatea. Pe scurt, dacă poate să ne povestească și nouă. You'll be about a month here. You'll do some workshops with people in our town, and you'll talk about spirituality. And exactly that's what we want now, you to tell us about spirituality and what's the connection between the scientific method and spirituality. Now these days, in zilele astea, it's a very challenging things going in for the scientific people, for the scientist. E o perioadă foarte complicată pentru oamenii ancorați în știință. What mean by the quantum physics? Știți, sunteți familiarizate cu ce înseamnă fizică cuantică? Quantum physics means fizică cuantică înseamnă the scientist not prove in the physical platform and then he give the name is a quantum physics. Că oamenii de știință n-au putut să dovedească anumite lucruri în mediul fizic și atunci au dat numele de fizică cuantică. So, I can give you one example. Pot să dau un exemplu. Just they said quantum jump. A spus, e vorba despre saltul cuantic. Quantum jump, so they know that the electron is unpredictably jumping. Că electronul sare impredictibil. Practic, să explicăm un pic pentru cei care nu sunt familiarizați, modelul ăla pe care îl vedeam noi la școală cu nucleul în mijloc și electronii ca planetele în jur, acum știm că nu e așa. Acum nu știm exact unde se află un electron, știm doar o zonă în care există probabilitate că el ar putea fi acolo. Și so, putea să fie peste tot în același timp. The quantum entanglement, quantum jump, they know that, but they can't show the people, introduce the people in the physical platform. So, this is called quantum jump. It's like a butterfly, caterpillar become the butterfly, they know. But how, they don't know. Principiile sunt cunoscute și ele sunt testate științific, dar sunt foarte greu de explicat în lumea fizică în care noi suntem obișnuiți. Știu cum adică au observat anumite transformări care există la nivel foarte mic, vorbim de particule subatomice, dar încă nu au explicații pentru toate fenomenele care apar acolo. So a spirituality means spiritualitate înseamnă where there is a science and a spiritual start. Unde se termină știința, de acolo începe spiritualitatea. The spiritual prove by themselves. Because you can feel yourself. Oamenii spirituali își dovedesc, își aduc argumente propriilor simțăminte. Îți demonstrezi ție. Nu trebuie să-ți demonstreze nimeni din afară, pur și simplu simți. So, spirituality is the science of yoga. Spiritualitatea este practic știința din spatele yoga. And and beyond the science, it's spirituality. Spiritualitatea. Ne ajută spiritualitatea în relațiile de zi cu zi, la job, în business. Does spirituality help us in day-to-day life when we go to work? Yes. Spiritual is spiritual. If you are spiritual, then you will be know to how to walk. Dacă ești o persoană spirituală, atunci vei ști cum să umbli. Otherwise, we are not able to walk. Altfel nu vom putea merge. Altfel nu putem merge. Because the whole existence is it's a mystery. Pentru că toată existența e un mystery. Even I'm sitting here, I don't know you. Chiar și eu stau aici, dar nu te cunosc. But in spirituality, teach me how to connect with these ladies. Dar în spiritualitate m-a învățat cum să mă conectez cu tine. So if spirituality is not there, then I will judge you. But if spirituality is here, dacă spiritualitatea nu ar fi aici, te judeca. Then I absorb you and I know your beauty. Te absorb și îți cunosc frumusețea. Ce frumos! Deci oamenii cu adevărați spirituali sunt cei care chiar nu judecă, nu arată cu degetul, nu pun etichete. So, actually, basically, people who are really spiritual, they do not judge, they do not point fingers at someone.
observation and judging, there are two things. So observe, you are observing the object. Observarea și a observa și a judeca sunt două lucruri diferite. Să observi înseamnă să vezi obiectul. So observe means I observe something, maybe more than. It's maybe for my, it's the character, I'm not confining that. Maybe I observe this much, but it's more than. But it's a judgment. It's just confined. So a mind can judge, but when the intuition, the discrimination faculty, you use that, then you can just observe, not judge. Da, explicația un pic mai lungă se referă că poți să observi, dar fără să judeci. Cum spuneam, sunt două lucruri diferite. Și spunea că poți chiar să privești în profunzime un lucru, dar fără să-l judeci. Faptul că privești în profunzime nu înseamnă neapărat că îl judeci. Clar, da, da. Bun. Când e vorba de spiritualitate, acolo mai intervine un lucru care este des discutat și unor confundat. Și mai precis, spiritualitate versus religie. Au de-a face una cu cealaltă ceva? Au ceva de-a face? When it comes to spirituality, sometimes people tend to set spirituality on the same level with religion. Do they have something in common or are we talking about different things? The same question asked Jesus. A fost o vreme în care aceeași întrebare a fost pusă lui Iisus. In Jerusalem, is people when the first time that Jesus entered after the missing period of the Christ, and then people ask, are you come to destroy my scripture? Because before that, the people believe in the Ten Commandments. Și l-au întrebat, ai venit să distrugi Vechiul Testament? Cum ar veni? Pentru că până atunci oamenii erau ancorați în Vechiul Testament care se baza pe cele 10 porunci. And Jesus answered that, well, no, I not come to destroy your scripture, but fulfill them. Nu, și Iisus a spus, nu am venit să distrug lucrurile în care credeți voi, ci am venit să le împlinesc. So, religion means realization of God. Religion is not teaching the fantasy and the fanatic. So, if you teach the fanatic, so maybe Hindu, maybe Christian, maybe Muslim, then it's a conflict comes. But every religion, there is a spirituality, there is yoga. Religia înseamnă, de fapt, găsirea lui Dumnezeu. Dacă îl înveți pe un fanatic lucrurile astea, atunci poți să ai o turnură neplăcută. Dar, în principiu, religia în sine e spiritualitate. So that's why the time to time master came in this earth plane to correct the people. Otherwise, our mind is very crooked, and we can pollute the teaching. So the same Bible, same Quran, same Hindu scriptural, people can pollute. They interpret it in own way because they have own interest. De aceea, din când în când primim semne, pentru că altfel mintea noastră tinde să meargă în altă parte de la baza învățăturilor. Biblia, Coranul, învățăturile Hindu, toate merg în aceeași direcție, dar noi oamenii uneori, dacă nu suntem ajutați din afară, tindem să le ducem într-o altă direcție. So, I tell you one more thing. When the Jesus born, the three wise men came from the east. Când s-a născut, au venit cei trei magi de la răsărit. Na? And you do know, the three wise men given the gift. Cei trei au dat darurile. And one gift is very symbolic, very hidden meaning of our human psychology. So, what the three gifts is there? Can you tell me? Poți să spui care au fost darurile? Le mai știi, darurile magilor? Tămâie. Aha. Aur. Mir. Aur. Și aur. Aha. Yes. So, gold is the prosper of life.
înseamnă prosperitatea. Gold indicating the Jesus că you be prosper. So be prosper is not mean by that to look forward. Simbolizează să fii prosper, să prosperi. Asta nu înseamnă că trebuie să privești înainte treaba asta cu prosperitatea, să-ți propui să fii doar. So real prosperity to connect yourself and then when you will connect then you will know that in the source in the nature is abundance. Adevărata prosperitate este să te conectezi cu sinele tău și atunci o să-ți dai seama că în natură, în ceea ce e în jurul tău, acolo găsești adevărata abundență. So see the yoga teaching you to connect yourself, deci, and that is the same gold. Yoga te învață să te conectezi cu sinele tău și e același aur pe care l-a primit Iisus cadou. So religion is not when the religion become fanatic, then Karl Marx told the religion is nothing just opium of the some people. Când religia ajunge în extremă, atunci, cum a zis Karl Marx, religia ajunge opiu oamenilor, ajunge ca să fie un lucru care dă dependență și să umple prea mult din viața de zi cu zi a oamenilor. Cam asta ar fi ideea. So, fanatic things is the mind, but every religion, if you go in the Bible, see, everything is there. There is no different between the Hindu text and the Islam text and the Christian text. But only thing is the expression is that different time and space and different way of expression. So that let me get that. It's very complex. Să traduc, e foarte complex și încerc să prind cât mai mult. Ideea e în felul următor. I think I lost it. It was so complicated. How you said it? It was so beautiful said. Am pierdut începutul și vreau să-l traduc motamo, că foarte frumos a spus. So you said that religion is what comes bad from religion, it's only in our head. Religion, basically, it's pure. Yes. Ce vine rău din religie sunt lucruri pe care le creăm noi în capul nostru. Religiile în sine toate ne învață același lucru și ne învață atât de frumos să găsim echilibru. Asta e foarte bine spus, într-adevăr, și foarte frumos, pentru că mai schimbă puțin din concepțiile oamenilor. Dar that's very nice said, because it changes a bit the conception we do have about religion. He said, religion is not means we are escape. If you are real spiritual person, you have to respect the all the religion things. Dacă ești o persoană spirituală cu adevărat, atunci trebuie să respecti toate lucrurile. So I'm not here to teach some Hindu philosophy and to convert the people. Nu sunt aici ca să învăț filozofie hindu și să convertesc oameni. Actually, if the person is spiritual, then first I have to teach ki he better first how to be Christian. Foarte, foarte frumos spus. Dacă o persoană este cu adevărat religioasă, aici, în mediul ăsta, practic o să-l învăț cum să fie un adevărat creștin, să devină într-adevăr o persoană spirituală. Better Christian can respect the other religions also. And then there is no conflict. Un creștin adevărat poate să respecte foarte bine și celelalte religii. Practic e ideea pe care ne-a spus-o mai devreme. I born and brought up in Hindu family, but I learn in the as well as the Bible. Am fost crescut într-o familie. So am învățat și despre Biblie. So I know Bible also, as well as in my Hindu texts. Și Biblia, la fel cum știu și textele hindu. So I take the from the source from master and then master give to me and then give to you and then you give to the other and then slowly mind enter and the main teaching hided. Învățătura e luată de la învățător, de la cel care a fost iluminat, ea o dă discipolilor, discipolii o răspundesc mai departe, dar la un moment dat, când cunoașterea se extinde, la un moment dat ea va fi îmbrăcată într-o natură umană, va fi foarte mult influențată de minte și nu de spirit. So when the mind become entered and so slowly I say
fanatic, and then when fanatic, then a rigidity starts. Când mintea pune control asupra învățăturilor spirituale, atunci putem ajunge și la fanatism. And mind completely block. Mintea se blochează complet. We will not openly and then our teacher of religion teach very conditioning. And they will not allow to be open way. So that rigidness, that this is the war, their fight. They try to prove ki my religion is superior than your. Da, ajungem la un moment dat când gândim prea mult și renunțăm să simțim acele învățături, să ne închidem în noi și atunci în felul ăsta putem ajunge și la lucruri neplăcute. So the rigid comes because of the a strong mind and only you are looking some gross thing because the beauty of the scriptural we missed. Rigiditatea apare din faptul că mintea devine prea puternică, pune control asupra tot. Ea caută în continuare frumusețea aceea spirituală și tocmai din căutarea asta rațională a spiritualului ajungem în conflict, cum ar veni, și facem lucruri neplăcute, necugetate. Suntem foarte aproape de final, dar nu mă pot abține să nu mai adresez o întrebare. We're about done with our interview, but I want to ask you one more question. Am înțeles care este rolul meditației. Spune-ne ce părere ai despre rugăciune. I understood the purpose of meditation. What do you think about praying? Prayer? Yeah. Prayer is before meditation need prayer. Înainte de meditație ai nevoie de rugăciune. And prayer is sometime higher than meditation. E mai profundă decât meditația. So prayer direct connecting with your heart. Rugându-te, okay. Te conectezi when, direct cu inima when ta. You start to meditating the within second în câteva secunde 3000 come 3000 thought come across. What are those? 3000 thought come across your în fiecare secundă 3000 de gânduri crossing to your conscious mind. Prin mintea so ta when conștientă. Just you are listening here there is only 3 thought working here. You are listening me and observing me and some one two thought is there but when you close eye acum când mă asculți pe mine poate mult mai puține gânduri, două trei gânduri îți trec prin minte pentru că te concentrezi la ceea ce îți spun, dar când închizi ochii but when I pray când mă rog, means a whole heart whole being thrilling and just I never look outside, no thought is there, only single thought ki how to please the master, how to please the Lord, how to pray, how to convince. Când mă rog, reușesc să mă concentrez asupra unui singur gând, cum să fiu în concordanță cu stăpânul meu, cum să fiu în legătură cu divinitatea mea, așadar lucrurile se simplifică și ajung un singur gând. Prayer have the power to draw the divinity in this earth plane. Să aducă divinitatea în plan terestru. So if you pray the Jesus, Jesus bound to appear before you. Dacă but the heart should be ready. Dacă te rogi lui Isus, Isus se va conecta cu ceva în fața ta, dar inima ta trebuie să fie pregătită. Prayer is not mechanical. Rugăciunea nu e mecanică. So prayer must be is from heart. Rugăciunea trebuie să vină din inimă. Trebuie is a one person just it's one cobbler is making shoe and then whispering to the eternity, bole father if you come then I will offer you one beautiful shoe. And the one religious person un pantofar care face, să zicem, un pantof, dacă se gândește la divinitate, că dacă ar veni ar oferi un pantof, cam așa funcționează lucrurile simplist. Dar and, o persoană and religious person is so, no, this is not way to pray God.
And he give that some things. O persoană religioasă spune, nu este felul în care te rogi lui Dumnezeu și o să îi dea niște învățături religioase. Hai să te mai întreb ceva. Rugăciunea este despre recunoștință sau despre cerere? The praying, it's about gratitude or about asking for something? If you are the father and mother, asking also is not bad. Că depinde. You can ask. Dacă ne rugăm la părinți și cerem ceva, nu-i tocmai. But living life is a thankful gratitude life. So whatever you receive. Viața în gratitudine și mulțumire, whatever, e minunat. Whatever you receive, this is just grace. Ceea ce vei primi va fi and grace to you have to be thankful to the God. Și atunci trebuie să fii recunoscător divinității. But sometimes you can ask also. Dar uneori, de asemenea, poți să ceri ceva. Ask is not bad. Să cer nu-i tocmai. Only thing to connect, yes, Father and me is right here and now. Dar ceea ce contează e să te conectezi Tatăl și cu mine, divinitatea și cu tine, să fiți unul singur într-un anumit moment. If Father is not here and now, then now and never. Dacă nu reușești, dacă divinitatea nu e în același timp acolo cu tine, atunci poate acum să devină niciodată. So prayer is a connecting to, you are just your beings connecting with the divinity. Să te rogi nu înseamnă altceva decât să conectezi ființa ta la divinitate. So if you know the mystery of prayer and to how to pray, then you are half realized. Dacă stăpânești misterul rugăciunii și știi cum să te rogi, atunci ești pe jumătate iluminat. Nu întâmplător am ajuns să deschid discuția despre rugăciune. În începutul emisiunii m-ai rugat să îți permit să transmiți un mesaj celor care ne urmăresc și apoi să spui o rugăciune pentru ei. As we entered the studio, you asked to give a message to those who are watching us and also to give to tell a prayer to them. So okay. This will be the moment for that. Oh, yes. So from my master, His Holiness Sri Satpalji Maharaj, and from Ganga and Himalaya, I brought the de la stăpânul meu am adus love for the iubire, blossoming child, angels, the little pentru, child, pentru micii copii care înfloresc acum so, noastră, and some clue. And some scientific technique câteva indicii și câteva for youngster people, pentru young people to how to become, how to be, cum să devină, and in the electronic age, și în lumea electronică, how they can update and upgrade through the meditation. Cum pot să își updateze și să-și upgradeze atât de termeni care i-am văzut prin meditație. For youngster people, every walk of life, in profession, job, so because there's too much stress in the world. You know? So fiecare pas pe care îl fac tinerii acum în viață presupune foarte mult stres. So young, if little connect to the yoga and meditation, then better they live in the life. Better enjoy the world. Dacă reușesc să se conecteze prin yoga și prin meditație cu ei înșiși, atunci vor putea să aibă o viață mult mai liniștită. And rest of the countrymen, for to just how to detach, because if your worldly responsibility will over, if you don't have the social responsibility, then pentru ceilalți oameni din țară, cum să se detașeze, pentru că dacă n-ai o responsabilitate socială. My message to how to slowly detach the world. Stăpânul meu spunea cum încet să te detașezi and to attach to the God. De lumea materială și să te atașezi de divinitate. Because you want or not, you are willingly or unwillingly. Pentru că ori vrei asta, ori nu. Because the soul is innate nature to
become, to be. Sufletul este natura interioară. So, el își dorește să devină. So better to journey start here and now. So, așadar, călătoria ar trebui să înceapă aici acum. For self-realize. So not much indulge in the world. Slowly, slowly detach and to connect to the divinity in the world, in God. Să nu te implici prea mult în lumea materială, încet, încet să încerci să te detașezi, să te conectezi mai mult de partea de divinitate, de partea spirituală. And my namaste and I bow to all soul for the all countrymen. I'm blessed here and I pray God mă rog lui Dumnezeu, just make me instrument of the peace, love, fac un instrument al păcii, al iubirii, and so his wisdom, his love, și în înțelepciunea lui, în iubirea lui, flow through me, să curgă prin mine, and help the people, și să ajut beyond the caste, creed, color, gender, dincolo de apartenența socială, de apartenența rasială sau alte. And just let's pray to the Father, it's okay. Și hai să ne rugăm. And one and the thing is that to how to live, there's a last message. Try to. Și ultimul mesaj ar fi cum să fim, încercați calmly active and actively calm. Să fiți calm activ și activ calm. Throughout the day, throughout of life. This is my last message. Asta e ultimul meu mesaj. And just we can pray together. Is pray, okay? O să ne rugăm împreună. Heavenly Father, Tată Ceresc, Mother, Mamă, Divine Guru, Guru Divin, bless us, binecuvântează-ne, to be calmly active, să devenim activi calm, and actively calm, și calm activ. May thy love, să fie iubirea ta, shine forever, să dăniască pentru totdeauna, for the sanctuary of our altar, ca un sanctuar al nostru, and maybe be able, și poate să fim în stare, to awaken thy love, să ne trezim în iubirea ta, in all hearts, în toată inima noastră. Om, 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 peace, pace, amin. 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 Namaste. Namaste. Așa cum vă spuneam, Swami Rakesh va fi în Arad timp de o lună. Dacă doriți să-l contactați, poate că acei dintre noastre care nu sunteți în Arad, totuși sunteți interesați să veniți încoace, să căutați pe pagina de Facebook Divian Yoga, condusă și gestionată de Maria Doboș, și acolo primiți toate informațiile. Îți mulțumesc foarte mult. Thank you. Că ai venit la noi în oraș, that you came to our town and you've been here in our studio. Sper că te-ai simțit bine cu noi. I hope that you had fun with us here. Yes, thank you. No, ne-ai transmis multă iubire. You gave us much love. Oh, nice. Încă o dată îți mulțumesc și te mai Once again, așteptăm. Thank you and thank come back. Noastră, îți mulțumesc și ție, Dan, scuză-mă, că m-ai ajutat și a fost de bun augur, zic. Iar celor care ne urmăresc, le mulțumesc pentru că au rămas și în seara asta lângă televiziunea Arad. Și cred că ar trebui să mai vedeți încă o dată emisiunea pentru a afla ce înseamnă, de fapt, să trăim în armonie cu noi înșine, cu lumea înconjurătoare și cu ceilalți oameni. Toate bune, seară faină, ne vedem săptămâna viitoare! Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.